cu valori. Dar ca să înțeleg valorile altuia, trebuie să-mi iubesc valorile mele, să le cunosc și să le iubesc. Greșeala care se face în școală este că nu sunt învățați copiii nu să devină autohtoniști, nu să devină naționaliști, nici superpatrioți. Să aprecieze valorile create întâi pe acest pământ. În satul meu, dacă m-am născut într-un sat, învățătorul trebuie să știe să-mi dea două exemple de fii ai satului care au fost vrednici. Da. După aia în provincia mea, în locul meu, la Iași, la Cluj, trebuie să înveți pe oameni cu generozitate ce au făcut alți oameni. După părerea mea, cultura modernă românească nu s-a făcut la București, s-a făcut la Iași. Iași a fost o citadelă a învățământului superior. Prima universitate modernă a acestei țări în limba română s-a fondat la Iași. Prima mișcare de sincronizare a noastră cu Europa, de apropiere de Occident, care ne-a salvat de apăsarea asta a răsăritului, a Orientului, a ce vreți dumneavoastră și care nu ne-a fost de bun augur, că toți migratorii au venit din Orient pe noi, da. nu din apus, această sarcină mare de apropiere și-a luat-o junimea. Gândiți-vă, dacă nu vorbesc cu căldură de Iași acelor vremuri, în care la junimea se duceau și Eminescu și Creangă, în care Vasile Pogor îi găzduia în casele lui, dacă nu știu fiecare colț de stradă din Iași, să știu de ce e casa memorială Mihai Codreanu la Iași. Am dat un exemplu cu Iașu, care n-am nicio legătură cu orașul acesta de sânge, vreau să spun. Dar e o minune ce s-a întâmplat acolo. Dacă nu prezint cu căldură, trec pe străzile Bucureștiului și nu știu să apreciez o casă în stil neoromânesc și să le spun copiilor că Brâncoveanu în vremea lui a întemeiat prin oamenii pe care i-a avut un stil pe care îl puteți vedea la Mogoșoaia. Dacă nu vă place Mogoșoaia, vă duceți la Potlogi.